Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit un episod. Astăzi, fraților, o să ne jucăm pe contul secundar de Arena 1, în care o să trolăm cu Golem. În ultimul episod mi-a scris să trolează Golem, trolează cu Elite Barbs și chestii de genul acesta. Eu am ales să trolez Golem pentru că mi se pare destul de interesant. Așa că haideți să vedem ce o să iasă din asta și dacă îmi doriți, fraților, episod din troll, haideți să strângem 1000 de like-uri, cred că ar fi destul de ok și ar fi foarte, foarte tare să strângem 1000 de like-uri. Așa o să văd că mai doriți să facem episod din troll și numai decât o să mai facem și o să trolăm. Și scrieți și în comentarii cu ce să trolăm și așa mai departe. Și uitați să vă abonați la canal dacă n-ați ascultat asta încă și să distribuiți acest episod, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Așa că hai să dăm battle aici și să ne ducem să turnăm cu Golemul. Uite aici, ăsta e decul meu, Golem, totul basic ca și în episoadele trecute, doar că știți, episodul trecut era cu Skeleton Barrel, acum este cu Golem aici. Și haideți să vedem ce o să iasă din asta. Băgăm aici battle, să vedem cum o să descurci Golemul, cum o să descurci player de Arena 1 împotriva Golemului. Sper să picăm cu un player de Arena 1, că acum văd că picăm cu unul de level 10 sau cu unul de level 9, dar sper să nu se întâmple asta. Sper să picăm cu unul de nivel mic și să ne distrăm. Așa că haideți să vedem să găsească mai repede un oponent și să punem acolo Golemul, să-l vedem în treabă și să vedem și pe playerii de Arena 1 în treabă. Fraților, o să urmeze episoade foarte interesante de pe contul de Arena 1, așa că dați un like și nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent mereu. Și ne vedem și mâine la ora 16:00 cu un nou episod. În caz că nu este mâine sâmbătă. Dacă mâine e sâmbătă, episodul la 16:00 nu o să apară. Sau poate să apară, dar la altă oră, că sâmbătă și duminică nu prea apar episoade. Și de ce zic că dacă mâine e sâmbătă, adică nu știu dacă exact ai dacă mâine e sâmbătă, pentru că eu filmez episodul și după îl programez într-o zi. Hai să spunem aici, ai Spirit, am picat cu unul de ăsta de Arena 2, de level 2. Ăsta mă atac cu Witch-ul, ok. Da, să spunem aici, am cu un Zap. Vreau să-mi iau un turn și după o să punem și Golemul, dar întâi de asta să-mi iau un turn, dar cred că o să-mi ia foarte, foarte greu. Vedeți cu Witch abia la 2222 de HP mi l-a dus. Hai să punem aici Skeletonii, ok. Bun, ăștia mi-o moară Skeletonii, perfect. Și cred că o să-mi ducem cu un Golem. Nu vreau să mă duc cu Golem. Las să-mi ia întâi turnul și după o să-mi ducem și noi. Dar nu înțeleg de ce mă atac pe două părți. Deci nu mă atacă doar pe una. Cred că știți că în training camp te învați cum să ataci pe două părți și chestii genul acesta, dar nu mai suntem în training camp, suntem în ăsta de level 1. Ok, hai să punem aici un rage. Mă atac din două părți, mă atac ce doar pe una să-mi iau un turn. Dacă mi-l ia pe ambele o să fie și mai tare. Nu o să vrească să mă stresez că iau turnul ăla și, doamne ferește, o să câștig acuși. Bun, văd că și-o pus din nou Witch aici. Tot eu, Witch-ul mi-omoară liliecii. Witch-ul de la 1 mi-omoară liliecii. Ok. Mă repede, iam turnul ăla. Aici cred că să-mi ia turnul ăsta. Așa că dă să punem aici Golemul și să ne ducem la atac. Aș pune 2 Golemi, dar văd că costă 9 elixir și mai ales că încă nu-i double elixir, n-am elixir. Și zic foarte mult de elixir. Așa, iam turnul mai repede, super tare. O să încercăm să... cu clona, să dăm clona. Sau putem chiar punem cu un Golem, dar n-a să avem de clona. Mai punem încă un Golem și să vedem ce iese din asta. Așa, un Golem de level 3. Pentru că la mine mirror-ul și clona e level mic. Hai să punem și aceia scheletuții. Așa. Bă, dar ăștia nici n-au ce faci. Dacă dau rage, nu știu, mi se pare că Golemii ăștia să-i ia la 3-0. Și eu nu vreau asta. Uite, bum, bum. Hai bă, omorâți-mi Golemii. Așa, mi-a luat și el turnul. Sper să mă ia la el la 3-0 mai rapid. Bă, nu știu ce să fac, dă-ți punem aici niște lilieci, așa, un Ice Spirit. Și mai băgăm aici cu un Golem. Bă, cred că să-l bat, dar nu vreau să-l bat, ești nebun. Nu, nu, bă. Uite, Golemul ăla mare în viață, lol. Lol. Bă, nu trebuia să iasă asta. Și bine că și-am derancat, ați văzut și voi cam 200 trofei. Cam derancat că ziceam, bă, dacă să-l bat cu Golemul, cine știe ce se întâmplă acolo, o să am plus 30 și nu vreau să ajung în Arena 2, vreau să rămân în Arena 1. Dar e ok, uite, 232 de trofei. Bă, nu vreau să-l bat, dar vezi cu Golemul bați fără să vrei. Uite, mi-a dat gemuri din Arena 1, bă, dar dacă îmi pică legendar din Crown chest, hey. Dar nu, că îmi pică doar cărți de Arena 1, e ca doar din astea îmi pică. Dar stai, că gigantul nu e din Arena 1. Gigantul e din Arena asta, din Arena 2. Asta că ăsta e training camp, bă. Aha, îmi pică doar cărți din training camp și din Arena 1. Ok. Asta e fain că pot să-mi upgradez, Skeleton Barrel-ul. Ui, Goblin Barrel-ul. Îl fac din nivel mare, fără să mă chinu, pentru că asta e, cred că, unicile epici care sunt pe aici. Așa, hai să ducem din nou cu Golem, să mai încercăm cu încă un player. Băgăm aici Battle și să vedem cum se descurcă ăla. Ăștia văd că nu s-a descurcat, au pus prea puține trupe. Nu au pus toate trupele pe care le avea el în deck. Asta știu sigur și sigur că nu le-a pus pe toate. Dar e ok.
Așa, hai, căutăm încă un oponent. Mi-a plăcut primul meci. A fost destul de ok, așa am picat cu unul level 6. Ieri când derancam din nou, am dat de unul level 6 și ăsta nu mă bătea. Că ăsta e level 6, fraților, și el vine în arena 1 că stroleze. Frate, până arena aia ta te trolează oamenii, s-au pus trolezi pe aia de acolo la tine, totul sunt slabi. Uite, ăsta nici nu mă bate, uite, nici nu mă pune rezistență. Dar vă închipiți, eu-ți dat încă regi pe golemul ăla. Bă, dar eu nu vreau să-l bat pe ăsta. Că ăsta asta și doar și vrea și nu înțeleg pentru ce intră în meci, bă, ești level 6, ranchează, fă-ți rost de cărți, nu știu, încearcă să crești, dar nu tu deranchezi, ești arena 1. Asta e un derancat, că eu pur și simplu pentru mine pe contul ăsta secundar nu mă bucur când ranchez, dacă știi ce zic. Bă, aici chiar că deja l-am bătut. Ăla măcar punea ceva cărți și mi-o mora golemea, ăștia nu mai mor. Hai să ne batem un pic joc de el, așa, băgăm aici o clonă. Uite așa, și mai băgăm și încă un rage aici și rip. Iuhu! Așa, uite acolo. Poc, poc, poc. Ei, băi, dar pe eu așa s-am de derancat până în gâțul aleacă. Îmi dă plus 30, dar de aici îmi scad de 6. Îmi scad de 6, dar îmi dă plus 30. Ce-o știi de interesant? Uite, golemii ăștia sunt viață, sunt 30 și uite, plus 33, du-te, băi, de aici ca să ranchez. Nu, încă un meci câștigat și ajung și eu în arena 2. Încă mai am câteva, dar oricum o să fiu aproape. A, mă, că nu interesant așa, serios. Nu. Hai, mă, că am dat de level 10. Pe ăsta, lui ăsta îi pun golem și gata, e mort. Și câștigă și i-am făcut pe plac. Că să deranchez. Dar eu nu vreau să deranchez ăsta, mă. Eu vreau eu să deranchez. Dar acum stăm și să ne uităm unul la altul. Și măcar să ne uităm unul la altul când nu filmam. Dar așa filmez și ne uităm unul la altul. Hai, mă, pune și tu o carte. Fă ceva, mă, mă stresez. Nu vreau să pun golemul ăsta, că după turnul tău o să fie rip. Fără să faci ceva, e clar, nici nu pun golemul ăsta, dă mai aici două zapuri, mai băgăm și o clonă acolo să-i mulțim King Tower-ul, băgăm niște beți, bla bla bla. Bă, ce Dumnezeu! De asta mă tem mereu când încep să fac un episod, că îți dau ca un dă ăsta. Ce așa de interesant e că, uite, ești un player normal, închipiți și voi, ești un player normal și te gândești deodată, bă, dă să deranchez, să trolez. Dar pentru ce? Eu știu că mulți îmi spuneau că, adică, că deranchezi și faci quest-urile, ceva de genul acesta. Dar nu poți face quest-uri și în arena mare sau... nu știu ce e în mintea lor. Adică, de exemplu, eu am derancat că să fac episoade interesante. Să mă strădui să fac episoade interesante. Ceva ce nu s-a mai făcut pe YouTube românesc. Dar ăștia, ce vrei să spuneți că toți ăștia sunt YouTuber și vor să facă episoade interesante cu troll? Puțin probabil. Așa, băgăm aici niște peți, de să le duplicăm, băgăm aici o clonă, hop, așa, un Ice Spirit, încă un Ice Spirit, încă niște scheletoni și un Rage aici, uite, așa, poc, iuhu, poc, hai, o moare acolo, poc, poc, hai un schelet odată acolo, nice, strângem noi elixirul și ne-am dus. Da, foarte interesant rolul ăsta din arena 1, mai degrabă ăsta mă trolează pe mine, că nu pun nicio carte și nu știu ce-i Dumnezeu în mintea lui. Așa, băgăm o clonă, băgăm Ice Spirit, bla bla bla, ne-am dus. Bă, ce enervant. Băgăm aici un zap. Și uite, trebuie să așteptăm, uite, 50 secunde așteptăm. Mai așteptăm încă și după și overtime-ul, 3 minute. Pentru ce? Măcar spus și el vreo carte să-și bat un joc de mine, să mă las cu un HP, ceva de genul acesta. Mamă cât de tare avea să fii. Dar nu ăsta, pur și simplu stă și se uită. Cred că intră în meci și iese din joc și gata. Așa fac și eu. Da, dar eu fac, nu filmez așa. Hai, man. Dă-ți spune, poate că plânge, poate să mă bată. Hai, bă. Dar ăsta e făcut și vorbești. Crezi că e player online? Și player online ar face așa. Chiar bă, să nu pui nimic, ești nebun. Of. S-a trezit ăsta, s-a trezit frumoasa adormită. Bine că a dat și la el racheta asta, măcar ceva, un semn de viață o dat. Bă, dacă pun golemul, dar nu, bă, pun golemul, acum și văd că pun din greșeală golemul și-s mort. Dar spun golemul fix în ultimele 10 secunde, că să fiu sigur că n-a să-l bat. Așa că hai să pregătim aici golemul și acum și văd că dau din greșeală drumul la click și... Bă, dar oare golemul ăsta, dacă îi dau drumul, oare în 40 secunde îi l-o moară?
Dați-o 25 de secunde să-i dăm drumul și să vedem cum ați descurce. La 25 de secunde să-i dăm drumul și să vedem cât viață ia golemul. 6, poc, 25. A, așa, fix la 25 am dat drumul. Haideți să vedem. Câtă viață e în 25 de secunde? Da, 25 de secunde. Nu o să ia foarte mult, cred că o să ia acum vreo 200. 300 chiar o dat. Aia aproape 300. Așa, mai dă încă o dată. Eu o să-i dau drumul la 40 de secunde, era mort acum. El era mort. Și eu avea să ranchez. Bă, mă chinui 3 zile să ajung în arena 1, că după aia că-ți dau de ăștia levelul 10 și să mă bată. O să nu mă bată, dar să mă troleze ei pe mine. Hai încă o dată, îți dăm aici searching for opponent. Hai încă un player și sunt mulțumit. Și voi sunteți mulțumiți și chestii genul acesta. Scrieți în comentarii, nu uitați să scrieți în comentarii cu ce să trolăm mai departe. Dar nu scrieți, mulți ați scris cu legendari, cu chestii genul acesta. Dar eu nu prea am multe legendari pe contul acesta, mai ales n-am Magnet. Am acolo vreo 2-3 legendari pe Lite, dar n-am ce să trolez cu ele. Adică am ce să trolez cu ele, dar nu e așa de wow. S-a fost cu Royal Ghostuch. Dar n-am Royal Ghost pe contul acesta. Las că noi rankăm după și o să avem tăti. Așa, level 3. Băgăm golemul din prima. Și acolo să-și strângă trupele. Până să-și strângă trupele. Ca să îmi dea counter la golem. Și după îmi dă counter la golem, vine cu toate trupele alea pe turul meu. Mă bate și suntem fericiți toți. Așa. N-au să am elixir din un golem. Și nici nu vreau să bag încă un golem. Cred că să pun un golem pe partea stâncă. Hai mă, frate. Așa, bravo, bravo, bravo. Cred că spun aici un golem pe partea stângă. Așa, atunci puneam doi golemi pe aceeași parte, dar acum nu fac greșeala aceasta. Așa, mai punem aici încă un golemaș. Perfect. Hai, Valkyrie, du-te după dânsul. Acolo avem mini Pekka, perfect. Acolo golemul meu e mort. Cred că să-i dau o clonă. Așa, să mai trolez și eu așa. Opa, perfect, poc. Nu, turnul e rip, nu. Două turnuri să fie rip. Bă, e perfect. Nu i-am luat turnul. Dă să dăm aici așa un zap. Și dă să dăm aici un rage. Turnul ăsta o să fie rip. Pentru ce am dat rage pe golemii mei ăștia? Asta că nu o să fie rip, lol. Nu l-am bătut. L-am ajuns la 52 HP și 187. Îi mai dau aici un de ăsta. Cum se numește? Un zap și turnul ăsta tot e down. Perfect. Acum îl lăsăm să mă bată. Să-mi ia ambele turnuri. Sau să mă bat la 3, nu știu. Așa, let's go. Dar ați observat că toți din arena 1 atac pe două părți? Chiar fie că orice player atac pe două părți. Nu este unul care să atace sănătos pe o singură parte. Atac pe partea asta, pe partea aceasta. Și chestia e că doar cu o carte. Uite, o pus Valkyrie, o pus și ăsta. De nu înțelegi că eu sunt level 9 și să-i bat cărțile astea. Și mulți am observat că dau Fireball pe King Tower. De ce? Până și eu în arena 1 îmi dădeam seama că nu trebuie să activez King-ul. Eu atunci urmăream foarte mulți YouTuberi cu Clash și așa m-am învățat eu. Și eu deja când m-am apucat de Clash, deja știam unele chestii basic. Nu m-am apucat deodată neștiință. Ok, hai să băgăm aici un Night Spirit. Da, să mai băgăm cu Night Spirit aici, poc. Pentru ce l-am mai băgat și pe ăla? Da, să iau un turn. Îi dau un zap pe turnul ăla, că să fim la egalitate, uite așa. În caz ceva intrăm în overtime. Poc. Așa. Doar dacă pun golem aici pe partea asta. Da, nu. Lasă-mi întâi să-mi ia turnul și după băgăm și noi golemul ăla. Să băgăm aici niște beți, le clonăm și băgăm și un Ice Spirit. Nu mă, de ce ai pus gigantul ăla, mă? Oh, bravo, ai dat săgeți, bravo, frate, respect pentru asta. Hai, eu omoară-mă mai repede. Bum, șacalaca. Mușchi mei minte nu are. Hai, mai repede, băi. A fost interesant. Vezi că pui un golem și vezi ce se întâmplă, te temi când o să-l bați, dar de ce nu-l bați? Asta e interesant, asta îi numesc eu troll. Poate pentru unii li se pare plictisitor sau ce ăsta e troll și cauți în arena 1 și așa de amuzant spui golem și dar pentru mine e interesant, nu știu. Chiar îmi place așa să mă uit la reacții lor. Să văd ce fac, cum se descurc împotriva la un golem. Uite așa, eu pun golemul, ei se învață că când o să vadă un golem în viitor, știi cum o să-i dai defense. Cum să-i dai counter, adică. Așa, perfect, SVC Clan Wars. SVC Clan Wars. Ce? A new meta deck. 12 wins with zappies. Da, dar ce SVC? Who will take home the grand prize? SVC Clan Wars by Samsung.
SVC Clan Wars. Clan Wars în Clash? Pare interesant. Ok, fraților, cam ăsta a fost și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă ești așa, să dați un like, să vă abonați la canal dacă ați făcut asta încă și să distribuiți acest episod. Mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Ne vedem data viitoare cu un alt episod. Vă pa pe toți. Pa, pa!